Ne prinde miezul nopții, prieteni, aici Cupa României, faza 16-milor de finală și a consumat recent ultima partidă. Unirea Alba Iulia învinsă de FCSB, greu cu 1-0, gol marcat de Rusescu, minutul 85. Același Rusescu care din lovitură liberă a nimerit bara și apoi a scos cu capul, fără să vrea desigur, o minge de pe linia porții. Invitatul nostru pentru analiza acestei partide, dar nu numai, este Marius Baciu, antrenorul Dacogeticii din București, pe care îl salutăm pe de o parte și îl întrebăm cu ce meci dorește să începem, cu acesta sau cu Rapid Tourist. Bună seara, în primul rând. Cred că mai mult avem discutat de turnul Măgurele. Corect, așa este, pentru că ai o părere din interior acolo, așa că hai să epuizăm relativ repede Unirea Alba Iulia cu FCSB, mai ales că în memoria iubitorilor de fotbal este ultimul meci, pentru că s-a terminat acum câteva minute. Da. Unirea Alba Iulia n-a făcut deloc o figură rea, a jucat frumos, a jucat cât a putut de bine și iată că a căzut până la urmă de pe un cal frumos, cum se spune, a pierdut la limită. Bun, acum din experiență vă pot spune că și pe vremea mea am trăit momente din astea chinuială foarte mare, mai ales în, cu echipe care jucau pentru ei, poate pentru mulți jucători de acolo este un joc care... Al carierei, da. O motivație în plus, greu pentru orice jucător al Stelei sau echipe mari să poată concentra sau capacita la un nivel cum știe că joacă cu o divizia ce e. Imposibil. Și asta mă repet, și eu am trăit momente foarte dificile. Chiar am ajuns cu echipă de divizia ce am ajuns în prelungiri, am terminat foarte greu și am câștigat, cred că printre jucam în Champions League atunci. Și ne-am chinuit cu o echipă de lângă Arad, nu-mi vine acum foarte bine în cap cum se numea, dar foarte, foarte greu am reușit să ne calificăm. Și nu numai am și pierdut cu echipe de divizia, ce nu e întâmplător. Dar, până la urmă urmei, experiența Stele și pregătirea fizică, și-a spus cuvântul, jucătorii de calitate, dar nu putem să nu îi felicităm băieții din Alba Iulia pentru dăruire și s-au ridicat și la un nivel foarte bun. Da, un gol care a venit foarte târziu, abia minutul 85, au solicitat offside gazdele, dar nici vorbă, pentru nu, că... Nu cred. Ce am văzut noi aici și ce am discutat, da, nu cred că a fost, dar au avut și ei ocaziile lor. Iată și... golul, centrarea a venit de la Roman, din lovitură liberă și e fundașul care a rămas în găboară. Era clar că până la urmă cedează, era foarte greu să reziste până la final, poate că se întâmpla în prelungiri. E foarte complicat dacă nu intri foarte motivat de la început și am văzut că și Steaua au încercat câțiva jucători foarte tineri și normal că... Doi fundași centrali improvizați, mulți jucători. E greu să aliniezi un 11 care n-au jucat niciodată împreună și să aștepți să dea roade chiar dacă e o divizia ce în față. De multe ori faci jocuri școală cu echipă de junior și nu iese câteodată. Oricum. Mai ales când întâlnești o echipă care eu chiar cunosc câțiva jucători acolo la Alba Iulia care totuși au jucat la un nivel, cred că și la divizia mulți de acolo. Văd așa și un stadion frumos, chiar dacă s-a jucat la Zlatna, acolo eu mi-aduc aminte și știu foarte bine, s-a investit foarte mult. Chiar la un moment dat au făcut și o școală de fotbal foarte interesantă și au chiar produs câțiva copii interesanți din zonă. E o mină auriferă, exact. Nu la Zlatna. A avut o echipă ani de zile. Minaur Zlatna la nivel de divizia B. Eu chiar când eram la Sibiu, la Inter Sibiu, aveam 17-18 ani, am avut o propunere să mă duc să joc aici, era Neajan Gavrilă, antrenor, și mi s-a propus să mă împrumute Sibiu la Neajan Zlatna. Care, dacă eu nu mă înșel, este acum la echipa secundă a lui Hermannstadt în divizia C, în Liga 3. Staff, e unul din oamenii de suflet a Sibiului și experiența lui contează foarte mult și în continuare. Da. Ce să zic? Îl avem pe Raul Rusescu de la Zlatna în direct. Bună seara, Raul, mai greu decât v-ați fi așteptat, până la urmă nu au fost prelungiri și golul tău a adus calificarea, cum a fost? Bună seara, a fost un meci, zic eu, plăcut, frumos, pentru toată lumea, ați văzut că încă cu o oră jumătate înainte erau jumătate de stadion plin, oamenii s-au bucurat, cred că ăsta e farmecul Cupei României, păcat de ora târzie, dar în rest cred că toate au mers așa cum trebuie.
De fapt, și astăzi 90 de minute, cam cum te simți așa? Cam la ce capacitate ești? Eu mă simt bine, sunt dezamăgit că am ratat cam mult, dar mă bucur că ne-am atins obiectivul și acela de a ne califica în etapa următoare. A fost vreun moment în care ai vrut să execuți tu penaltiul? Nu. Atât timp cât Tase pe teren, el bate și păcat că a ratat, nu mă așteptam, pentru că știu că bate foarte bine. Totuși v-ați chinuit mai mult decât s-ar fi așteptat lumea cu echipa de Liga 3. Am ratat foarte mult. Din punctul meu de vedere, am avut ocazii multe și ocazii mari, dar trebuie să fim mai relaxați la finalizare. Au fost momente în care ați simțit adversarul că poate să facă o surpriză astăzi, în seara asta? Nu, am avut un adversar care a făcut tot ceea ce a ținut de ei să marcheze și să se bucure de această competiție. Îi felicit și le urez multă baftă în continuare. A fost poate un pic avizat și de surpriza din Giulești că Rapid a fost eliminată din cupă? Nu știu dacă e o surpriză. E o surpriză? Da. Noi aveam obiectiv să ne calificăm și asta am făcut. Urmează un meci extrem de important în campionat. Veți rămâne aici în Ardeal pentru a pregăti jocul cu Hermannstadt. Cum va fi? Cred că cel mai important în meciul de duminică este să câștigăm. Avem nevoie să legăm victorii și pentru asta facem sacrificii și sperăm să ne și iasă. Mulțumim frumos, cu plăcere. Hai. Ne-am întors în studio până când va veni altcineva la interviuri la Zlatna. Rusescu a sintetizat cum trebuie până la urmă ceea ce s-a întâmplat acolo. FCSB-ul a ratat, inclusiv un penalti la 1-0. A ratat și băieții de la Albeole au încercat să facă tot posibilul să ridice la un nivel bun și chiar au reușit. Au avut și momentele lor care puteau să marcheze. Steaua, dacă reușea să marcheze, era foarte complicat. În schimb, dacă marca Alba Iulia, să zic, mai repede... Și au avut o ocazie mare. Au avut o ocazie în ultimul minut din... Prima repriză. Prima repriză. Foarte mare acolo, dar nu cred că se putea pune problema ce am văzut eu ca joc. Interesant, Marius, în minutul 45, Silviu Mureșan, care purta pe tricou numărul 1, n-am reușit să aflu din ce motiv, însă e foarte interesant, el a ratat acolo cu poarta goală, practic, și m-am tot gândit în timpul jocului. Și un jucător cu experiență, el a fost chiar în lotul echipei când era în divizia A. Așa este. Și a mai trecut pe la echipe de nivel mult mai bun. Se întâmplă și la case mai mari. Mi-aduc aminte Argentina în 78, când a câștigat campionatul mondial, avea numărul 1 jucător de câmp, Norberto Alonso, iată-l pe Mureșan pe ecran, și în 1986 era Almirón, când iar așa au fost campioni mondiali. Poate vom avea și acea ocazie rarisimă pe care Silviu Mureșan a ratat-o în prima repriză. Sigur că deznodământul poate ar fi fost același, dar unirea Alba Iulia rămânea și cu această satisfacție că marca un gol. Iar după Revoluție a fost acel celebru scandal cu Panduru, cu cartonașele galbene. Steaua de atunci a fost eliminată de Unirea Alba Iulia în Cupa României în sferturile de finală. După ce, nu mai știu cât a fost în teren, dar a fost 3-0 la masa verde pentru că a jucat Panduru în stare de suspendare în Ghencea. Ți-aduce aminte, nu? Da, meciuri frumoase. Da, sunt meciuri care se pot întâmpla orice. Și asta e și din cauza asta e și frumoasă competiția, pentru că poți una la mână. Ești o echipă mai mare, de exemplu, cum este Steaua sau echipele de primă divizie, la nivelul ăsta, cred că poți să folosească mulți jucători. Alții care nu poate să-i folosească în competiție, n-au cum să le dea. Pentru că care au nevoie de minute în teren. E excepțional. Dar, bineînțeles, este și un premiu în joc, indiferent dacă câștigi, dacă pierzi. Am înțeles că sunt și niște bani în joc. Da. Și păcat, pentru multe cluburi e foarte important și latura asta financiară. E un trofeu și, bineînțeles... E un trofeu până la urma urmei, care clar, să ne aducem aminte, anul trecut, Sibiu a făcut iarăși o figură foarte frumoasă, nu, ajungând până în finală, și ei s-au ridicat eliminând Steaua, dacă ne aducem bine aminte. Da. Sau câteva echipe de divizia, Gazmetanu, pare mi se, nu? Pe semifinală a fost derbiul Sibiului. Sibiului, da. Și s-au ridicat chiar la un nivel bun și în finală. Așa este. Dar pentru echipă de divizia ce astăzi, cred că e destul de complicat să ajungă foarte sus, chiar dacă astăzi am văzut un meci de divizia C, să zic, cu două echipe care își doresc foarte mult promovarea. Marius, îl avem pe Dică în direct de la Zlatna, să-l ascultăm.
Bună seara, până la urmă o calificare greu obținută, deși au fost ocazii. Cum a fost acest joc din punctul nostru de vedere? Da, în general, meciurile de cupă sunt jocuri dificile, se întâmplă să fie și surprize. Mă așteptam să reușim să marcăm mai repede, pentru că reușim să marcăm mai repede, cred că reușeam să dăm mai multe goluri. Din păcate nu am reușit acest lucru, ne-am creat foarte multe ocazii de a marca, dar este bine că am reușit să câștigăm jocul și am mers mai departe. Ți-a fost teamă de improvizațiile din apărare? Nu, pentru că îi cunosc pe jucătorii mei. Nu aveam ce să fac, am ales să joc cu Philips și cu Junior fundaș central. Ei au mai făcut-o în această perioadă de când am venit eu pe acea poziție și au făcut-o bine și astăzi. Până la urmă și adversarul și-a creat o ocazie importantă la poartă, mai ales aceea din finalul primei reprize. Te-ai temut de prelungiri? Da, într-adevăr și-au creat o ocazie mare pe finalul primei reprize. Cu cât înaintam un joc, vedeam că ratăm foarte mult și nu reușim să marcăm, mă gândeam că vom intra în prelungiri și nu era un lucru bun pentru noi, pentru că ne așteaptă un meci foarte greu peste 3 zile, dar este bine că am reușit să marcăm. Am văzut-o pe FCSB, cel puțin în ultimul sfert de oră, cred că mai ofensivă decât în oricare alt meci, ca așezare, mă. Așa este, într-adevăr, dar trebuie să ținem cont și de adversar, pentru că am întâlnit o echipă de Liga 3-a. Supărat pe Tănase pentru penaltiul ratat? Nu sunt supărat pe el. Se întâmplă să rateze 11 metri. Important este că etapa trecută în campionat el a reușit să marcheze din 11 metri. Nu este nicio problemă. Este bine că am reușit să câștigăm jocul, să mergem mai departe. El trebuie să aibă încredere pentru că este un jucător care muncește foarte mult și noi avem încredere în el. Lucrurile stau așa cum ți-ai dorit, mă refer și în perspectiva meciului de duminică, toată lumea e ok și fizic și... Da, sper ca mâine să nu apară vreo problemă, în afară de cele pe care le știți și foarte bine că le avem. Planice și revine până la meciul de campionat? Cred că da, pentru că astăzi a făcut un antrenament singur, apoi în ultima parte l-am introdus și pe el cu cei care au făcut antrenament dimineață și eu sper să poate să evolueze duminica. Mulțumit de evoluțiile jucătorilor cu minute mai puține, mă gândesc aici și la Zlatinski și chiar și la Junior. Da, pentru eu mă bucur că jucătorii au atitudine, că jucătorii dau totul. Se întâmplă să ai un asemenea meci în care să ratezi foarte mult, dar mă bucur că iau atitudine la fiecare joc, cum am avut și la meciul cu Cărăraș. Le-am spus mereu că nu contează ce adversar întâlnim, trebuie să avem o atitudine bună și să reușim să ne impunem. Din nou în platou, în studioul Fotbal Look, pentru a analiza împreună cu Marius Baciu această etapă foarte spectaculoasă de Cupa României. Recapitulăm rezultatele. Am avut 14 calificări ale echipelor oaspete. Practic doar în primele două meciuri, cronologic vorbind, s-au înregistrat rezultate de 1 solist. Voluntari Botoșan 2-1, Cixere Damiercurea Ciuc Energeticianul 2-1 și apoi vin pe linie calificările vizitatoarelor. Sportul Snagov Universitatea Craiova 0-2, chiar dacă s-a jucat pe Ion Oblemenco, organizatorii au fost ilfovenii. ASU Poli Timișoara Șep și OEșca Sfântul Gheorghe 3-5 la penaltiuri. Dacia Unirea Brăila Dinamo București 1-3. UTA Arad Politehnica Iași 6-8. 3-3 a fost după 120 de minute, ne reamintim. Sporting Liești CS Mioveni 0-3. CSM Slatina din Liga a 4-a, Dunărea Călăraș 0-2, Alexa n-a avut acolo emoții, Academica din Clinceni Hermannstadt 0-2, își respectă blazonul Sibienii și merg mai departe, Progresul Spartac București, Universitatea Cluj-Napoca 0-1, Concordia Chiajna Viitorul Constanța 0-3, Chindia Târgoviște CFR Cluj 0-1 și Campioana merge mai departe așadar. Astăzi meciuri frumoase, Luceafărul Oradea Astra Giurgiu 1-5, Bucovina Rădăuți Gaz Metan Mediaș 8-9 la penaltiuri, a fost nevoie de 9 serii de lovituri pentru ca gazul să meargă mai departe, 1-1 după 90 de minute și după 120. Rapid București Turist Turnu Măgurele 0-2, vom vorbi mai mult despre acest meci și am văzut cu toții Unirea Alba Iulia FCSB în meciul care a tras cortina peste etapă 0-1.